Enchanté. Salutare tuturor! Bine ați venit la un nou clip care o să fie foarte, 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 foarte lung și știu asta pentru că l-am mai filmat odată, dar pentru că m-am concentrat mult, prea mult pe detaliile tehnice ale problemei, ca să zic așa, și nu v-am explicat mai degrabă niște chestii mai interesante care bănuiesc că v-ar interesa mai mult pe voi. Trebuie să refilmez clipul ăsta, prin urmare avem aici un frappe, pentru că mai nou sunt și fană a frappeului, eu care nu credeam că am să beau vreodată cafea rece. Și by the way, ăsta e și super, super bun. Și vă invit și pe voi să vă luați o cafea, un ceai, ceva și haideți să vă povestesc cam care e treaba cu ochii mei și de ce nu văd. Pentru că dacă nu v-ați dat seama din titlu, despre asta vorbim astăzi. Și asta pentru că aveam o discuție cu una dintre voi acum câteva săptămâni și vorbeam pe tema asta că pe social media e bine să arătăm lucruri pozitive, că până la urmă nu intră nimeni ca să vadă numai nenorociri și suntem sătui de ele până în fond, dar că e bine să mai și discutăm anumite chestii, să mai discutăm și anumite probleme și să nu, când ai o stare proastă, să mai vorbim și despre asta ca să știe lumea la ce să se aștepte dacă se află în aceea stare ca tine. Poate te ajuți pe cineva. Și ea mi-a tras atenția că vezi că tu n-ai zis nimic niciodată despre problema ta cu ochii. Ai zis doar că nu vezi și n-ai zis de ce. Iar treaba asta s-a întâmplat din două motive. Unu, pentru că fiind o situație puțin particulară, nu-mi dau seama cât de mult ajută. Nu-mi dădeam seama cât de mult ajută pe cineva. Dar stând așa și gândindu-mă mai bine, mi-am dat seama că s-ar putea să ajute nu neapărat să înțelegeți situația mea, ci să înțelegeți situația oamenilor care se confruntă cu probleme oarecum similare, care par așa dezorientați când îi vedeți prin lume și de fapt să înțelegeți de ce sunt așa dezorientați. Și în al doilea rând, unul din motivele pentru care m-am ferit mult timp să vorbesc despre treaba asta a fost că nu vreau chestia aia cu compătimitul. Și nu o spun din aroganță, ci pentru că pur și simplu consider că nu e cazul de compătimire aici, adică nu vreau pe aia cu, vai, săraca de tine, vai, ce rău îmi pare, vai, tu, adică m-am obișnuit cu ideea, sunt ok, încă am două mâini și două picioare, încă mă descurc, când o să trec de capitolul ăsta și nu o să mă mai pot descurca, atunci o să fie și loc de compătimire. Repet, nu e chestia de aroganță, ci e chestia că nu, mi se pare că nu are sens. Și de multe ori mi s-a spus, apropo de treaba asta, de multe ori mi s-a spus, da, tu tot timpul vii cu chestia asta în față ca să atragi atenția, ca să te compătimească lumea, ca să te bagi în seamă, ca să obții favoruri, am auzit-o și pe asta, deci da, o să trecem prin toate chestiile. Bun, și acum să intrăm în problemă. Și în momentul în care mă întreabă cineva de ce nu port ochelari, de ce nu văd, de ce țin telefonul prea aproape, de ce citesc prea aproape, de ce chestii de genul ăsta, am o chestie, mi-am format un răspuns pe care îl vomit efectiv, instant, astfel încât să nu mă mai întrebe, pentru că dacă spun pentru că nu văd, dar de ce nu te duci să-ți faci un control, dar de ce nu te spui ochelari, dacă dai un răspuns din ăsta scurt, de regulă oamenii vin cu mai multe întrebări. Și ca să evit tot și rola de întrebări pe care știu și de care sunt arhisătulă, deci nu mai pot să îmi până aici de toate întrebările, vomit un răspuns scurt care este: am o malformație congenitală. Congenitală înseamnă din naștere pentru cei care nu știu, care este ireparabilă și pe care n-am cum să o controlez și care n-am ce să-i fac. Asta ar fi povestea pe scurt pentru cei care n-aveți răbdare să rămâneți până la finalul clipului, da? Povestea pe lung fiind că într-adevăr m-am născut cu o malformație congenitală la ambii ochi care îmi împiedică vederea. Adică care practic mă face să nu văd și asta pentru că așa cum s-a format ochiul meu, s-a format prost și nu... am ce să-i fac. Ca să ne dăm puțin înapoi, de fapt, ce se întâmplă când se formează intrauterin copilul sau ochiul? Ochii încep să se formeze în primele săptămâni de viață și eu trăiam cu impresia că în momentul în care se formează globul ocular, când spun ochiul, de foarte multe ori, să știți că mă refer la globul ocular, da? Deci aici, în cazul poveștii noastre, este vorba de globul ocular.
Când se formează, eu așa credeam, că în momentul în care se formează globul ocular e ca un boboc de floare. Și ți-ați văzut bobocii ăia de floare care sunt micuți și parcă cresc din interior și se tot măresc și se tot măresc. Nu, de fapt, cum mi s-a explicat mie de către medici a fost că globul ocular pleacă practic dintr-un punct, de la nervul optic să zicem, pleacă dintr-un punct, se duce roata așa, se construiește roată și ajunge înapoi în punctul din care a plecat. Da? Așa se formează. Bineînțeles, într-un limbaj de lemn o să vorbesc, nu o să introduc toți termenii de specialitate și toți termenii medicali pe care i-am învățat, dar întotdeauna când mă duc la un medic îi zic să-mi explice ca la proști. Special ca să înțeleg, să fiu sigură că am înțeles foarte, foarte bine. Și asta mi s-a explicat mie de cam toți medicii buni pe la care am fost, că ce mi se întâmplă este asta. Adică, ochiul meu a început să se formeze și la un moment dat n-a mai vrut. S-a oprit din format. Așa, de ce? Nimeni nu știe exact. Nu știm să... S-ar putea să fie o chestie ereditară, s-ar putea să fi fost niște probleme în timpul sarcinii, adică mama să nu fi avut grijă în primele săptămâni de sarcină să fi fumat sau ceva. S-ar putea să fi fost, nu știu... o eroare de sistem, s-ar putea să fi fost, nu știm exact ce s-a întâmplat și nu știm de ce, dar cert este că s-a întâmplat și este ireversibilă treaba asta, pentru că am să vă pun niște poze pe care le-am făcut la un moment dat când am fost la un control cu un aparat special, îți pozează efectiv globul ocular ca să poată să-și dea seama ce este în interiorul globului ocular și dacă vă uitați așa la pozele astea pe care am să le pun pe ecran, o să vedeți că este un spațiu alb. Spațiul ăla alb este dat de lumina pe care aparatul la foto o introduce în ochi și care arată că acolo este gol. La fel, dacă este mărit, dacă este mărită poza și vă uitați acolo pe zona aia unde nu este format ochiul, pare că e ars așa, nu știu, are o textură foarte ciudată și arată foarte ciudat. Acum, vederea mea totală este de 20%. Ca să explic și de ce nu pot să-mi iau carnet și de ce nu văd și de ce nu... așa. Am atât miopie foarte mare, dar nici de aproape nu văd. Adică sunt cumva lovită din ambele părți pentru că nu văd nici la distanță, nu văd nici de aproape. Am o miopie care la ochiul stâng, care este cel mai afectat de... malformația asta, adică are cel mai mare gol. Ochiul stâng măsurase aparatul ăla cu care măsoară fundul de ochi și dioptriile, măsurase minus 9, dar mi s-a zis că nu e, s-ar putea să nu fie corectă măsurătoarea pentru că exact acolo unde ar trebui să ajungă în fundul de ochi aparatul, cu măsurătoarea eu am gol, practic aparatul la mine dă în gol și nu știm sigur dacă e minus 9 sau e mai mult sau mai puțin sau așa. Dar atât a dat, minus 9 la mai multe măsurători. La ochiul drept dă un minus 3, ceva. Lucru care oricum n-are importanță pentru că nici o lentilă de pe lumea asta nu mi se potrivește, nu face nimic, aproape nimic. Există una singură, așa. Deci... la ochiul stâng malformația este mai mare, însemnând că văd foarte puțin cu ochiul stâng, văd undeva, am o ușoară vedere periferică prin partea asta și când ridic ochiul undeva pe acolo, pe sus, pe aici, așa. În rest, în față, în partea asta, nu văd cu el în jos, nu văd cu el, nu văd aproape deloc cu ochiul drept, de foarte multe ori, cu ochiul stâng, pardon, de foarte multe ori, stați că trebuie să pun mâna, să-mi dau seama, de foarte multe ori mă și încurcă. Și obosește foarte tare ochiul meu stâng și mă obosește. Ochiul meu drept și el este afectat de malformație, doar că este mai mică decât la ochiul stâng cumva am două găuri acolo la ochiul stâng. Da, la ultimul control la medic mi s-a spus că am două găuri, nu una. Noi știam de una, noi însemnând eu și medicii de până atunci, știam de o gaură și mergând la spitalul universitar acolo și m-au pus la niște aparate mai sofisticate așa și au dat seama că sunt două găuri, nu una, în ochiul stâng. Găurile astea fiind separate de o porțiune foarte subțire de retină. Detaliu care o să conteze puțin mai încolo și o să vedeți de ce. Bun. Dar
Da, ochiul meu drept vede mai bine decât ochiul stâng, la, văd mai bine și pe partea periferică, adică am vedere periferică mai bună, doar că el, fiind singurul care muncește mai mult și care vede mai bine, trebuie să suplinească și ochiul stâng. În cazul în care nu știți, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu unul din ochii voștri și nu mai aveți vedere aproape deloc sau deloc cu ochiul, cu unul din ochi, celălalt ochi preia sarcina, da? De-aia sunt oameni care nu văd deloc cu un ochi, dar văd foarte bine cu celălalt și au permis de conducere, pot avea permis de conducere, pentru că ochiul celălalt preia sarcinile celui, ochiului afectat și la un moment dat se obișnuiește. Dar la mine ăsta, nevăzând foarte bine, deci nici dreptul nevăzând 100% din capacitate și oricum fiind și el săracu amărât și chinuit și vai de capul lui, mai trebuie să mai preia și din sarcinile celui stâng, care e plecat cu socova. Are mai mult funcție de decor, așa, ochiul stâng la mine. Pierd foarte multe detalii din partea dreaptă, spre exemplu, da? De foarte multe ori mi s-a întâmplat să merg așa concentrată în față și să fie cineva în dreapta mea și să nu-l văd. Pentru că, nu că nu văd în partea asta, doar că eu trebuie să mut ochiul efectiv în partea dreaptă ca să văd, ceea ce presupune o mișcare foarte enervantă, ceea ce presupune un efort, practic, să mă mișc, să văd în partea dreaptă, da? Eu când văd, văd cumva în partea asta, asta așa, ca să vă descriu puțin așa aiurea lucrurile, dar ca să înțelegeți. Asta cu pe partea de văzut, bineînțeles că după toate chestiile astea au început să apară și sechele. Că sechele însemnând, în primul rând, strabism. Am avut strabism, de care mi s-a spus că în mod bizar, sunt chiar o ciudățenie a naturii, că nu reușesc să-și dea seama medicii cum de mi s-a vindecat strabismul. Adică eu nu am strabism în momentul de față, nu am diagnosticul de strabism pus, ci doar sechele de strabism. Ceea ce vedeți voi la mine când îmi rămâne ochiul ăsta așa cumva blocat sau când ochii mei nu sunt perfect aliniați, nu e strabism, ci sunt doar sechele de la strabism. Adică mușchii de la ochiul stâng, în cazul în care, iarăși paranteză dacă nu știți, ochiul în momentul în care are miopie crește în greutate, globul ocular, da? Crește în greutate și în momentul în care crește în greutate automat pune presiune foarte mare pe mușchii din jurul globului ocular care îl susțin, că practic globul ocular este o bilă mare care este susținut așa de niște frânghii, să spunem, de niște sfori. Sforile alea, globul ocular tot crescând în greutate, tot având o greutate mai mare, alea se slăbesc la un moment dat și cedează. Exact asta s-a întâmplat și la mine și de-aia mi-a căzut cumva, ochiul meu este căzut cumva spre nas, în interior. Acum, eu am învățat să mă poziționez în cameră și am învățat ca în momentul în care stau la poză să mă poziționez în așa fel încât să nu se observe. Dacă ați fost un pic atenți, ați văzut că eu nu stau perfect dreaptă, că dacă stau puțin dreaptă se vede una, două. Acum sunt convinsă că se vede perfect, că ăsta este puțin defazat. Așa, și atunci eu nu stau niciodată așa, nici când filmez, stau puțin adusă în partea asta, cu umărul stâng în față, pentru a forța ochiul ăsta să se ridice și să stea drept și ca voi să-l vedeți drept. Bun. Deci, odată sechele de la strabism. În al doilea rând, obosesc foarte repede. Obosesc foarte, foarte tare. Vă dați seama, dacă ăsta e ochiul care muncește și săracul nici el nu e la capacitate maximă, obosesc foarte repede. Mă doare capul, am sensibilitate la lumină, am sensibilitate la soare. De regulă, când adorm, noaptea când adorm, pentru mine e ca și cum aș intra în comă. Sunt atât de obosită și mi-am dat seama în ultimii ani, tot stând și gândindu-mă așa și analizând situația, mi-am dat seama că la mine nu e oboseală pe fond fizic, că am făcut ceva în mod special sau psihic, ci este oboseală de la toată lumina asta și toate imaginile care îmi vin, știți, și de la faptul că ochiul meu muncește atât de mult să mă țin activă și seara când adorm, adorm instant, cum am pus capul pe pernă, cum în 3 secunde eu am adormit și e ca și cum aș intra în comă, la modul ăsta e pentru mine, pentru că sunt foarte obosită. După aceea, de la toată chestia asta mirifică, am dobândit și minunata dislexie, de care habar n-am avut cât am fost în școală, ulterior, târziu de tot, acum câțiva ani mi-am dat seama de dislexie. Și e minunat, n-am ce să zic, este absolut splendid.
Și este tot o consecință a faptului că nu văd, pentru că și așa citesc foarte greu. Nu văd cuvintele când sunt scrise cuvintele, chiar și scrise. Dacă scrise mici, nu le văd în primul rând, că mă chinui foarte tare. Ați văzut că de multe ori când citesc îmi bag așa toate alea în ochi. Dar în general eu nu văd cuvintele întregi. Niciodată nu am văzut cuvintele întregi. Cuvintele le văd, dacă sunt cuvinte mai lungi de 3 litere, eu văd jumătate din cuvânt, jumătatea asta din stânga o văd și ca să citesc tot cuvântul, trebuie forțat să mișc ochiul drept, așa, și cumva fac și din cap mișcarea asta, știți, e cumva involuntară la mine, dar forțat trebuie să mișc ochiul ca să văd tot cuvântul, ceea ce îmi creează o lentoare în a citi. Bineînțeles că de aici am auzit de multe ori... ești analfabetă, nu știi să citești, ești... În multe feluri mi s-a spus, chiar și de profesori care ar fi trebuit să fie puțin mai deștepți. În fine. Acum, întrebarea care mi s-a pus întotdeauna dacă, și care mi s-a părut foarte ciudată a fost dacă am mers la o școală normală. Da, că în primul rând diagnosticul clar mi s-a pus foarte târziu, pe la 16 ani, când am găsit un medic care auzise de malformația mea și care știa cât de cât despre ea, dar care nu mai întâlnise. Am avut șansa atunci să întâlnesc un medic care a... aflat, știa de malformația asta, că eu am mai fost, să înțelegeți, eu până la 16 ani am mai fost, mama în primii ani de viață m-a tot purtat pe la medici, săraca s-a chinuit, s-a dus cu mine și mă, în fiecare lună mergeam la medici, aveam tratamente și nu știu ce și îmi dădeau tot felul de prostii și nimeni nu reușea să-și dea seama ce am și cum am. Pur și simplu făceam niște tratamente cu vitamine, cu ce le tuna și alora pe atunci. Gândiți-vă că era imediat după 90, da? Deci imediat după Revoluție, în România era cam nasol și cu medicina și cu știința și cu toate alea, eram cam înapoiați din toate punctele de vedere, oricum prioritățile erau cu totul altele, spitalele erau mai rău decât acum, dacă puteți crede așa ceva. Prin urmare, nu se punea problema să-și dea cineva seama de ce am eu și... a durat mult până am găsit oameni care să fie auzit măcar de malformația asta mea, da? Deci nu a fost prima dată la 16 ani când m-am dus la medic, ci atunci mi s-a spus clar un diagnostic, deși nici doctorița aia la care am fost atunci nu știa foarte multe, adică nici medicul ăla nu știa foarte multe. Auzise, citise despre chestia asta, dar mi-a zis, zice, eu personal n-am întâlnit niciodată un astfel de caz. Așa, și de acolo a durat ani de zile până mi s-au spus, am trecut pe la foarte mulți medici, am tot povestit, te-au tot spus și am ajuns în punctul în care refuz să mai merg la medici, la modul cel mai sincer, refuz să mai merg la medici pentru că de fiecare dată în ultimii ani când m-am dus la medic mi-au mai zis ceva, au mai adăugat ceva la diagnostic, au mai pus un cui la sicriu, știți, au mai bătut un cui acolo și am ajuns în punctul în care nu mai suport, adică zic ok, am înțeles, nu se repară, nu se poate face nimic, nu pot să port ochelari, ok, let me leave. Știți, eu sunt în punctul ăla în care nu mai vreau să aud nimic. Dacă mă mai duc încă o dată la un medic care o să mai zică, a, știi, pe lângă toată salata asta pe care o ai tu, mai ai încă o chestie care s-ar putea să te lase oarbă. Cred că o să nebunesc. Deci, am ajuns în punctul în care, pentru un moment, cel puțin pentru o perioadă, nu voi mai merge la medici, că și așa mă duc degeaba. Evident, glumesc acum, de desigur că dacă o să fie nevoie și dacă o să am nevoie, o să mă duc la medici, dar... nu mai vreau să mă duc iarăși la un medic. Încă nu am un medic, nu m-am stabilit pe un medic. Tot am zis că mă stabilesc și mă duc și vorbesc numai cu un medic și rămân cu un singur medic, știți, ca și cu ginecologul, rămân cu un singur medic, rămân și eu cu un singur oftalmolog, dar nu, n-am reușit performanța asta până acum. Așa, alte întrebări. De ce citesc de aproape? De aia, că nu văd. De ce nu-mi pun ochelari? Pentru că, cum ziceam la început, nu suport... nu mă ajută, efectiv nu se întâmplă nimic, la cele mai multe ori văd în ceață, la cele mai multe lentile, ori nu se întâmplă nimic, nu mi se modifică nimic. Ca să înțelegeți mai bine cum văd eu, eu la un metru deja de mine pierd foarte multe detalii. Spre exemplu, când merg pe stradă, eu nu văd fețele oamenilor. Da? Deci când merg pe stradă, trebuie să treacă un om, ca să-i văd fața, trebuie să treacă foarte aproape de mine.
Cât se îndepărtează mai tare, pierd din detalii. Încep să pierd foarte, foarte multe detalii, da? Și pe lângă faptul că pierd detalii, contururile obiectelor sau persoanelor se blurează. E efectiv imaginea aia de blurat pe contur, cum vedeți în unele poze, că se blurează conturul la ceva, așa văd eu, adică mi-l văd blurat. Deci cu cât te îndepărtezi de mine, se blurează lucrurile din ce în ce mai tare și le văd din ce în ce mai greu. Deja la 10 metri nu mai disting decât pete de culoare, nu știu, văd verdeață, văd pomii, așa, dar nu pot să-ți disting ceva anume. Și dacă vă amintiți, v-am mai zis eu de multe ori că mă cer cu ăștia de la autobuz, că mă țipă la mine, dar ce nu vezi ce scrie pe mașină? Nu, zi mersi că văd mașina la 10 metri, dar îmi că ce să văd că, ce scrie pe mașină, că scrie stațiile pe mașină. Așa. Și ce face singura lentilă pe care o suport, că de aici a plecat, singura lentilă pe care o suport este lentila de minus 2, este singura la care se întâmplă ceva, care modifică ceva în bine. Și ce modifică este că îmi face ca la acei 2 metri contururile să nu mai fie atât de blurate. Văd la fel de rău, mă chinui la fel de tare, mă obosesc cu ochelarii îngrozitor de tare și singurul lucru pe care îl face este să nu mai pară atât de blurat conturul. În rest, mari schimbări nu se întâmplă. De-aia nici nu port ochelarii pentru că nu mă ajută, mai mult mă obosesc. Știți? Mai mult mă obosesc și n-are sens așa să obosită de la lumină și de la tot ce văd și de la toate chestiile astea care întrec prin față, ca să mai pun și ochelarii să mă obosesc și aia, că mă obosesc teribil de tare la lumină artificială și nu suport lumina galbenă, spre exemplu, mamă, deci aia mă termină psihic cu lumina galbenă, îmi vine efectiv să-mi bag mâna așa, să-mi scot ochii, am așa un impuls de a-mi scoate ochii când văd lumină galbenă, pentru că mă obosește îngrozitor de tare. Mă amintiți că vă ziceam că la ochiul drept, care este și ochiul meu pe care mă bazez în momentul de față, am două găuri separate de o mică bucățică de retină. Mică bucățică de retină care s-ar putea să se desprindă în timp, ori de la un efort prea mare, ori de la vârstă, pentru că în timp ochiul slăbește, știți, și pe măsură ce îmbătrânim, ne slăbesc ochii și așa mai departe. Știți că bătrânii în general au vederea slăbită. Subțiază niște lucruri pe acolo prin globul ocular și la mine dacă se subțiază se rupe. Adică risc să fac desprindere de retină sau rupere de retină foarte ușor și o să fie destul de urât scenariul ăla. Prefer încă să nu mă gândesc foarte tare, dar iarăși chestia asta a pus lucrurile în perspectivă. Adică posibilitatea ca peste, nu știu, 20 de ani de acum încolo să devin oarbă, pentru că pur și simplu îmi slăbește vederea, te face puțin să te gândești altfel la lucruri și la viață, știți? Așa. Ce e cel mai deranjant, în schimb, în toată povestea asta, este când ți se zice că încerci să atragi atenție. Ah, nu, te plângi, mi s-a zis în școală, în mod special, mi s-a spus chestia asta. Deși din partea colegilor, să știți că am avut un suport fantastic, surprinzător, chiar și pentru mine, care v-am zis că eram afectată de bullying și aveam tot felul de probleme, dar cu toate astea și în generală, și în liceu, și în facultate, am avut tot timpul un grup de colegi cu care nu eram apropiate, adică nu aveam probleme, dar cumva se crease un grup din ăsta de suport care mă ajutau, nu vedeam la tablă. Gândiți-vă că eu am stat tot timpul în prima bancă, tot timpul am stat în prima bancă și au fost foarte multe dăți în care eu din prima bancă nu vedeam la tablă, pentru că nu, distanța era deja prea mare pentru mine, era mai mare de 2 metri și deja nu mai vedeam la tablă. Și s-a creat cumva un sistem din ăsta de suport în jurul meu în care mi se spuneau, îmi dădeau colegii sau știu că împărțeam cărțile de multe ori când aveam cărți și mie nu-mi luau cartea special ca să nu trebuiască să mă chinui să citesc cu cineva de pe altă carte, să împărțim două, eu o carte, cum ar veni.
Și a fost sistemul ăsta de suport, dar la fel de bine au fost și oameni care îmi ziceau: tu nu vrei decât să atragi atenția, tu nu vrei decât să ceri compasiune, să cerșești compasiunea altora, tu doar vrei să, adică vrei să ieși în evidență, de parcă asta ar fi o chestie cu care să vrei să ieși în evidență, pe lângă tot bullying-ul pe care, prin care am trecut pe vremea când aveam strabism și pe vremea în care ochii mei erau săraci și plecați cu sorcova unul într-o parte, unul într-o parte. Pe lângă toate chinurile astea prin care am trecut, pentru că în școală n-am fost cruțată chiar deloc, v-am zis, pe lângă foarte multe lucruri, deci cumva astea sunt mai nasoale și este foarte deranjant de foarte multe ori când mergi undeva, spre exemplu într-o instituție de stat și sunt informații, doamne, deci mor cu astea, cu avizierele lor, eu nu văd niciodată nimic, nu văd la aviziere, nimic. Mai nou mi-am făcut un sistem, dacă vreți să-i spunem așa, prin care fac poză cu telefonul și măresc sau deschid camera la telefon și efectiv dau zoom pe chestia respectivă dacă vreau să văd ceva. De exemplu, numere la case sau pe uși sau ce scrie, dacă sunt tăblițe din alea pe care scrie ceva. Eu nu văd, efectiv, nu le văd, nu disting ce scrie pe ele. Și dau zoom, mă vezi cu telefonul, că fac poză la o ușă și dau zoom să văd ce scrie pe ea. La viziere, la fel, eu nu văd niciodată ce scrie pe hârtiile alea și când mergi pe la instituție e foarte neplăcut, cu vezi câte o sclifosită din asta care e așa plină de iad, nu știe pe ce lume trăiește și, dar nu vedeți, chiar când am fost să-mi fac buletinul acum, iar era asta de aici care era de la buletin, care era atât de plină de iad, am dăduse un formular care avea un scris absolutamente minuscul și țipa la mine că de ce am greșit, am scris greșit într-una din căsuțele alea, pentru că efectiv nu am văzut și am zis, femeie, dar nu vezi, și este extrem de neplăcut să trebuiască constant să te justifici. Și cumva asta este cea mai enervantă parte, și anume că am senzația că în mod constant trebuie să mă justific, în mod constant trebuie să dau explicații de ce nu fac ceva, de ce nu văd ceva, de ce trebuie să pun întrebări suplimentare, de ce trebuie să mă chinui. De foarte, foarte, foarte multe ori întreb lucruri care par stupide, care sunt evidente, adică întreb unde este, nu știu, numărul cutare și numărul cutare este lângă mine, dar eu nu-l văd. Știți? Adică nu-l văd. Și nu o fac intenționat ca să par interesantă, ci pur și simplu nu văd, sau nu-mi dau seama. Am întrebat pe unul sărac într-o zi, acum câteva luni, unde-i un BRD, că căutam un BRD într-o anumită zonă și l-am întrebat unde-i BRD-ul și că uite-l peste drum. Dar nu-l vedeam, era fix peste drum de mine, era prea lată strada și nu-mi dădeam seama. Așa, că este BRD-ul ăla acolo. Și de foarte multe ori mă aflu în situații de genul ăsta care par stupide pentru cei mai mulți, care par tâmpite și care sunt inconfortabile pentru mine, că nu-mi face plăcere să fac chestiile astea. Adică nu vă imaginați că eu debordez de plăcere să bag lumea seama sau să scriu cu întrebări care pot părea tâmpite. Și oamenii se uită ciudat pentru că nu sunt obișnuiți și după aia vin, dar tu nu vezi? Nu! Iarăși revin la explicația, iarăși revin la povestea cu șoferii, când mă cer cu șoferii de la autobuz. Dar tu nu vezi? Nu văd. Dar de ce nu spui ochelari? Pentru că nu toată lumea poartă ochelari și aș vrea să, dacă e să rețineți ceva din clipul ăsta, vă rog eu frumos să vă intre în cap că nu toate problemele care țin de ochi și de vedere se rezolvă cu ochelari. Nu toate. Doar anumite probleme de refracție se rezolvă cu ochelari sau cu lentile, dacă vreți. Nu, în rest, nu toate. Sunt mult mai multe problemele de problemele ochiului și problemele de vedere care nu se rezolvă cu ochelari. Știți? Este ca și cum ai zice că de fiecare dată când te doare burta, ai gastrită. Cam așa e, știți, cu ochelarii. Adică poate să te doară, nu știu, bila, să te înțepe, nu știu, vezica, să te înțepe altceva, să te doară de la altceva, să te doară, nu știu, un ovar și tu să zici, nu, eu am gastrită. Cam așa este, să zici tot timpul, puneți ochelari.
constant am auzit chestia asta și justificarea asta permanentă, dar nu văd, dar de ce nu vezi, dar de aia, dar de ce nu spui ochelari, dar de aia, dar ai fost la medic și ești lista aia continuă de întrebări pe care nu mai suport și de aia mi-a format răspunsul ăla pe care îl vomit și mulți se uită la mine, asta e nebună sau vorbește serios, știți, dar măcar îi oprește. Măcar îmi ating scopul și oprește. În ce mă privește, nu carne de conducere. Ăsta este iarăși unul din motivele pentru care nu copii, pentru că nu știu dacă pot să-l transmit mai departe, dacă pot să transmit mai departe formația asta. Știu că se pot face acum, se pot face teste genetice, dacă faci o inseminare in vitro, îți face teste genetice și spune exact dacă risc, care e riscul de malformație și așa, dar e prea complicat și oricum nu sunt atrasă de subiect, adică nici nu am instinctul la maternal, n-a explodat în mine încât să vreau copil, acum vreau copil, așa că de-aia, eu stau pe pară și nici nu-mi trebuie, dar ca idee să înțelegeți cam care e contextul. Și încă o chestie pe care vreau să vă zic, care este foarte haioasă, cel puțin când își dau seama cei din jurul meu că fac treaba asta, pentru că și eu am realizat că fac târziu treaba asta, nevăzând la distanță, nevăzând fețe, nevăzând așa, eu mă ghidez după mișcări, de exemplu. Ca să vă dau un exemplu concret, săptămânile trecute mergeam la magazin cu bicicleta și în fața mea era o tipă pe care n-am mai văzut-o de cel puțin 15 ani. Era pe vremea când eram eu în școala primară, ea era femeia de serviciu la noi la școala primară și era mama unui coleg de-al meu de clasă și am văzut-o și am recunoscut-o. Știam că ea este după cum mergea, după mers, după cum își mișca mâinile și așa mai departe. Și în general recunosc oamenii pe stradă, dacă îi cunosc, îi recunosc după gesturi. Da, deci reușesc să îi recunosc după gesturi și mai ales când au gesturi din astea foarte largi, așa, când le stă în fire să facă gesturi foarte largi, îi recunosc după astea și știu să fac diferența între ele, adică faptul că dai din mână când mergi nu e același lucru, e diferit pentru fiecare un om în parte și mie, eu îl disting, înțelegeți? La fel de bine disting formele foarte bine, adică îi recunosc pe oameni după forma, adică cât e de înalt, cât e de gras, cât e de slab, cât e de a plecat în față pe mama, spre exemplu, de multe ori o recunoșteam după cum mergea pe bicicletă, pentru că are un mers pe bicicletă absolut inconfundabil și numai ea l-are. Și tot așa, adică mă orientez în spațiu, cum ar veni. Mai degrabă bâjbâi decât să zici că văd. Înțelegeți? Deci că dacă ieși din sfera mea, din perimetrul meu de ăsta de 2 metri, în care văd cât de cât bine, mai degrabă bâjbui, mai degrabă funcționez pe sistemul ăsta de orientare, așa, încerc să mă orientez după alte chestii. Cam ca ăștia, cam ca liliecii cu ecolocația lor, doar că eu nu dau drumul la sunete, așa, ca să îmi dau seama pe unde sunt în spațiu. Și e foarte simpatic când își dau seama cei din jurul meu de treaba asta. Și da, cam asta a fost povestea în sine, nu știu dacă mi-a mai scăpat ceva, posibil să mai fi scăpat ceva, că eu sunt atât de sotulă de subiectul ăsta de nici nu pot să vă zic, adică sigur mi-a mai scăpat ceva, dacă mai aveți vreo curiozitate sau ceva, scrieți acolo în comentarii și vă răspund cu mare drag. Sper din tot sufletul că nu v-am plictisit foarte tare, am vrut doar așa să vă fac o introducere în lumea asta în care trăiesc eu. De fapt, mesajul clipului care ar fi fost nu neapărat să plângeți mie de milă, că nu am nevoie să-mi plângă nimeni de milă, ci mai degrabă să înțelegeți că nu suntem toți la fel și că nu percepem lucrurile la fel și că poate dacă vezi un om că se împiedică pe stradă, poate nu-i neapărat de râs, poate chiar n-a văzut bordura aia de care s-a împiedicat sau tot felul de chestii de genul ăsta. Sper că ați înțeles aspectul ăsta. Vă pup, ne vedem în următorul clip. Ciao! Așa fie!